Târgul Internațional de Carte Gaudeamus și-a deschis porțile. Ca în fiecare an își așteaptă vizitatorii cu titluri autohtone și străine, cu volume de poezii, proză și memorialistică, dar și cu literatură pentru copii. Anul acesta, Uniunea Europeană este invitatul de onoare prin reprezentanța Comisiei Europene la București. Suntem foarte fericiți să fim invitați de onoare, o premieră mondială, și cred că alegerea organizatorului Târgului Gaudeamus de a invita Uniunea Europeană reflectă atașamentul profund al românilor față de valorile europene. De aceea, aceste valori încercăm să le exemplificăm și prin prezența noastră la târg, prin cărțile pe care le-am adus aici, dar și prin dezbaterile pe care le organizăm cu vizitatorii. Scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec, președintele de onoare al Târgului Internațional de Carte Gaudeamus, spune că Europa înseamnă în primul rând locul de naștere al acestui obiect fantastic, cartea. Acolo unde există carte și educație, există libertate, a subliniat el. Prezența Uniunii Europene este un act simbolic, pentru că noi, România, știm bine, ne-am găsit identitatea în cadrul Uniunii Europene, dar ne-am găsit identitatea privind spre Europa, râvnind la Europa, încercând să fim acceptați ca europeni, recunoscuți ca europeni. În orice caz a fost idealul meu de tinerețe și cred că a fost idealul tuturor intelectualilor români de la 1800 și ceva încoace. A fost teribil de emoționant, atâta pasiune și atâta bucurie de a vorbi despre Europa și despre cultură și carte în Europa a fost extraordinar. Iar misiunea alegerii cărților pentru acest eveniment nu a fost una ușoară. Am ales din cele peste 30.000 de titluri câte le avem în stoc, câteva sute de titluri. Vorbesc cărțile și titlurile și cuvintele vorbesc despre Europa, vorbesc despre, sunt cărți ale scriitorilor români traduși în Europa. Sunt multe cărți care se bucură de succes în rândul cititorilor români de carte. Sute de mii de titluri, multe disponibile în premieră, se pot găsi la târg. Aici vor avea loc peste 800 de evenimente editoriale și profesionale, derulate non-stop pe parcursul celor 5 zile ale târgului.